Deci, e un pic mai pe dos. Trebuie să-i dai de aici. Launch game. DCS old. Și dai DCS X. Și în momentul în care lansezi cu ăsta, înțelege că este VR și mi se pare că îmi folosești Oculus-ul. Nu mai pornește Steam, măciuci. Hai că vedem acum. Sunt curios dacă face swapping între ele. Uite, dacă ai intrat în VR. Acum este în full VR. Tudu-tudu. Look, hands. Deci acum hands-urile sunt controlere. Deci efectiv țin controlele în mână. Hai să vedem. Pac. Uite. Deci acum sunt înapoi și astea sunt hand-urile. Dacă pun controlerele jos, deci jocul nu știe că eu am ieșit din joc, cum ar veni, sunt în... Uite. Acum nu mai știe. Am preluat ăsta mâinile. Îmi vede mâinile. Unde sunt bulinele astea? Da, se încurcă puțin cu jocul. Așa. Bun. Deci. Am intrat. Hai să luăm un Huey mai întâi. L-am pus. Huey G. Wilhold Hotway. Suntem nobi. Cred că am pus controlele. Încărce asta, scripturile. Nu mai știu cum să activează, dezactivează astea. Altă chestie. PPC-ul. Destul de jos. Ăsta arată destul de bine. Și prima chestie pe care o observi este că e clar mai readable și nu e la maximum resolution acum, deci el încă nu poate maximum resolution. Dar e aproape. E super sample, dar nu cum ar trebui. Și din cauza asta de exemplu de aici o să citesc low RPM pentru că știu ce este, dar nu mai știu ce înseamnă cuvântul de după el, de sub el. Deci îmi scrie fuel, e switch-ul de fuel și aia scrie low RPM și în cauza că nu mai știu ce este, nu recunosc literele. Dacă mă apropii, audio. Ok. Altfel se poate citi. Hai să vedem ceva ce nu am mai văzut sau nu mai țin minte. Deci lângă cum să zic eu, sub orizontul artificial este busola și sub busola este un instrument cu de navigație și are de dedesubt o dungă bleu și o dungă albă. În dreapta lui este un scris pe verticală pe care scrie Sensing Volume. Deci eu nu țin minte și asta este și se poate citi Sensing Volume. Înainte nu puteam să citesc, era un fel de... Deci, cred că în G2, ăla de la HP, cred că se vede țâță de mult, adică și în ăsta, dacă îl bag prin cablu, probabil că dacă îl bag prin cablu, pot să-l super sampling la maximum și atunci probabil că se vede mai bine. Nu, niciun chiar să-l bag prin cablu, rămâne wireless. Așa, și acum, hai să activăm
controller, nu, thumbstick, nu știu ce, hand tracking. Să activăm hand tracking-ul. Deci asta ar trebui să fac pastru la hand tracking. Oare e de bine? Este așa, pentru că să scot hand tracking de aici, să vedem dacă fără să fac... Deci Oculus-ul are activat hand tracking-ul el, virtual desktop-ul lăsăm dezactivat. Ne întoarcem în switch-ul, iar ne întoarcem în VR. Deci diferența e în 2D, imaginea pe care o aveam eu adineauri, acum, imaginea pe înregistrare este fix aceeași. A, uite că să-mi vede mâinile. Fix aceeași pe 2D, numai că e cu totul și cu totul altceva în in-game. Așa, hai să vedem acum options și să activăm hand interaction only when palm grip și use controls. Ok, uite, văd că îmi face pastru fără... nu face, deci îmi vede mâinile, mi le-a activat, cum ar veni, sunt în fața mea și e bănuiesc că se văd pe ecran două buline. Astea nu se văd. Ok. Și înseamnă că... Îmi vede controlele. Deci asta am făcut. Am pus pe... Hai, mă punește. Deci astea sunt controlele. Și cu controlul pot să... Fac tot felul de gesturi obscene. Pot să strâng degetele. Pot să strâng și pe asta. Nu pot să... strâng numai middle finger. Nu pot să strâng... Ah, ba da, îmi simte când pun pe butoane. Îmi simte middle... ăsta, thumb-ul. Ok, deci astea sunt controlerele. Și acum ies din VR și dau hand tracking. Și acum ar trebui să fac pastrula hand tracking și ăsta. Deci... Switch to VR. Și acum eu pun astea jos pe masă, controlerele, și ar trebui banc. Acum sunt mâinile mele, știi? Și... Ok. Cred că consumă destul de multe resurse. Adică și înregistrează, și virtual desktop, și hand tracking. Lumina nu este excepțională. Adineu mi-a zis că s-a prins niște lumini în casă, că nu vede foarte bine. Hai să încercăm. De exemplu, ce am observat, am o setare acum care spune că numai când pumnul este strâns, atunci se interacționeze, că mâinile sunt doar așa, să nu interacționeze. Și este gore cu... trebuie să mi le vad. Bine, am și tăblia message, știi? Și cred că nu mi le vede, sunt masă. Ia, două secunde. Ok. Un pic mai bine, dar e o umbră, am masa aici. Altfel, pumnul mi-l vede, dar în momentul în care... este sub masă. A, fii atent, că acum a văzut, fii atent, deci în momentul în care își dă seama că eu am pus mâna pe joystick, uite-l, face snap pe joystick. Dar nu știu când își dă el seama. Interesant. Probabil cu lumină mai multă. Ok. Acum am făcut, am strâns pumnul și acum vede controllerul. Dacă răsucesc mâna, se face albastru, ceea ce înseamnă că acum este click stânga, click dreapta. Când este verde, este click stânga. Și toată chestia este, de exemplu, așa. Deci, n-aș vrea să opresc sărăcia. Dar, de exemplu, pot să
opresc guvernorul, pornesc guvernorul. Master Caution. Asta e buton sau? Deci o chestie care este disturbing este că tu te aștepți ca ai vârful degetului să fie practic unde indici. Știi? Că pleacă și din vârful degetului, știi? Faza este că el pleacă de undeva din vârful degetului, dar palma este cea care controlează. Știi? De exemplu, puc. Da, deci un fel de să se mișcă. Încerc să desene pe aici. Anticolism. Mai e și chestia asta, că eu am 15 FPS. Deci sunt foarte multe. Să-ți dau cu celălalt? Hai, mă. Mă refer. Let's fly a bit. Trim. Ah, eu n-am trim la radarul ăsta. Am uitat. Master Warning, nu s-a mai stins. Nu știu cu ce se stinge. Mai știu, nu s-a apăs pe buton, dar uitat. E un switch pe anul. Anyway. Livierul de ghir pus prost. De trotul. Nu vedem la anyway. Mi se pare că nu am frâna aerodinamică pusă. O să-mi aduc aminte că numai palonierul drept are frână. Rolling. Deci cockpitul este exact cum era. Adică default, fără moduri, fără nimica și chiar ok, deci l-au mai updatat. Nu mai arată cum era înainte. Pernița aia de pus fața în viteză de atezi. E cam pătrată, cred că de fapt nu e așa mică, cred că e mai mare. Nu s-a văzut că mi-am băgat un deget în nas. Așa, așa. Hai mă, virează. Știu că poți să virezi la viteză și fără pedala. Să vedem dacă putem face o decolare și o aterizare. Ok, booster ignition.
Just a la ora. No zap. Just a little bit. Just a touch. Come on, come on, come on. Airborne printre copaci, motherfucker. Avem ghiop sau avem o avarie? Ok. Gear lever pe medium. Flaps. N-aș vrea să bag burnerul. Sunt lângă. Merde. Uite pădurea. 3 grine, 3 grine, flaps down. Ok. Ok. Let's do this. Și aici pe FPS for the win. Flaring a bit early, I would say. Ui. That is lucky. Am I on fire? Nu. No. Ok. S-a oprit tu, nu? Am luat o gură de pământ. Trebuia să dau drumul la parașutul, dar să nu dau drumul prea devreme. And then... My God, mommy, yes, let's do this. Oi, outer body experience. Whoop, nu dai mă din picioare. Ah, fii atent. Lol. Mătă. Hai mă. Atât. Aoleu. M-am dat cu capul. O mă. Doamne. Așa. E destul de mare. Nu știu că e chiar la scară. Adică mi se pare o idee mai mic decât ar trebui. Și probabil și din cauza că plutesc. Anyway, that was the mic 21. Pentru că ăsta are carlinga ridicată și nu mai trebuie să ne mai prostim. Ce arată foarte mișto. Oprit așa e bestial. Chestia asta că nu vezi dublu, nu vezi, adică există o ușoară neclaritate, dar odată ce e focusat, asta din cauza că nu focusează diferit, trebuie tu să te chinui să focusezi diferit, dar altfel uite, deci văd șurubul ăla cât de stricat e crucea de la Philips. Firele și low FPS-ul mă dezavantajează. Deci odată ce m-am oprit în loc, imaginea este super crisp. Da, crisp, crisp, pentru că nu mai contează ce FPS-ul ai. În momentul în care te miști, afectează. Anyway, o chestie super cool este că pot să stai să dau eu jos căștile mele. Nu trebuia să am eu căști în urechi. Pardon, și să mergem până în spate. Băi, bulă.
care-i stricat avionul? Zicea Bambate. Let's do a joke. Sol. To desktop directly, yes. Bun, deci asta ar fi cu DCS-ul și după cum se vede, deci nu mi-a pornit nimic, a mers VR fără să-mi pornească Steam, fără să-mi pornească nimic. Uite ce super cool. Înainte obișnuia să-mi pornească Oculus-ul, să-mi facă, să-mi dreacă. Asta e cu controlerele. Sincronizare, pac, pac. Așa, deci e cam atât. Quit.
Thank you.